Salutare! Începem vlogul de astăzi unde? Gara de Nord, București. Și ne îndreptăm către Brașov. Haideți să mergem! Și am ajuns în tren, suntem pe drum. O să ajungem și în Brașov curând. Uitați priveliștea. Deci totul e ok. Cum suntem pe noi mâine momentan, să vedem după ce ajungem în Brașov. După cum a fost și în faza precedentă, tot așa o să te pun să alegi carte. Bun. Deci vreau să fie și mai spectaculos, să nu știu. De preferat, așa. Așa, să vadă și am văzut-o, de fapt nu mai contează, că am văzut-o în cameră, știi? Ok. E 5 de trepte, știi? Foarte tare. Asta a fost toată mâna. Dar el nu știe. Asta, dar eu nu știu, promit. Așa, bun. Același procedeu, ieși și undești absolut unde vrei tu. Ok. Dar să undești bine. Să fii, e acolo. E acum o să te pun să-mi spui dacă vezi cartea pe undeva. Dacă da. Ai văzut? Ai văzut-o? Da. Aici? Bun. După cum vezi, nu ține niciun semn, da? Poți să te asiguri că te vezi la mâinile mele și poți să-i mai dai o amestecătură scurtă. Bun. Așa, cât vrei tu. Poftim. Așa. Acum, dacă s-ar găsi cenciul ăla de treabă pentru o singură mișcare? Ar fi impresionat. Ar fi impresionat din nou? Ar fi. Ar fi cenciul de treabă, fix așa. Da, boss. Da. Bun. Și cam așa, scap de plictiseală în tren. 5 ani la școală și de multe ori taică mă mai întreba că de ce nu pot să iau și un 10 și îi spuneam că nu pot să-mi se poate. Ceau. Experiența noastră în Brașov acum începe. Suntem aici cu Alex și începem acest vlog din Piața Sfatului Brașov. Și am venit să mâncăm o înghețată aici cu Alex. Căutăm bancă să scoată John bani. Vrei tu atât filmezi, mă? Da. Filmează-mă și pe mine, așa. Hap. E pe bronzare. O bronzare. La ora de bronzare. Bă, dar vezi că o să ne facem tractoriști, așa, n-aș. Lasă-mă, tractoriști, noi știm cum suntem, șmecheți, nu? Da. A venit cu Johnny acolo în spate, e și Alex aici. John își scoate banii, apoi unde mergem, mă? Mergem în Poiană? Da, mă, da. Ia zi, mă, John, unde mergem acum? Păi uite, ne îndreptăm către Poiana, Brașov. Ce facem acolo? Bă, ne distrăm, da? Bă, asta rămâne de văzut. Ce, mă? Bă, mă, taxiul și mergem? Da, mă, taxiul, 100 de lei, da. Oricât e nevoie, la taxi. Și unde mă urmă, în spate? Suntem în taxi și John rezolvă muzica. E DJ. Ia zi, John, cum e cu muzica. Sunt la platane aici. Îi facem încălzirea. Mă aflu la cabană, iar acum mă pregătesc să merg cu prietenii mei să urcăm pe munte. Haideți să mergem să vedem cum va fi. Hai, John, să mergem pe munt. Unde o încolo, nu? Da? John, noi tocmai așteptăm telecabina să vină. Uite acolo sus. Și după mergem pe munte. We'll be right back.
Wow, John, ce super e. Nu? Da, măi, tare. Deci cum se vede aici, nu se mai vede nicăieri. John, acum noi coborăm de pe munte. Suntem la o altitudine foarte mare și acum mai trebuie să mergem. Da, John, și am ajuns să mâncăm undeva la o cabană. Gata, John? Foarte tare. Coborăm până jos? Facem lui John niște poze, așa că o să trebuiască să urce acolo. Haide, John! Auzi ce ai antrenament pentru John aici? Eu cu John aici, îl vedem pe Andrei, e o pisicuță. Urcă ca o pisicuță, vezi? Miau! Nu știu stila asta și să-i tragem câteva cadre lui John. Aici John pe combinație. Pe combinație cu celălalt John. Bă, dar stai mă și tu mai natural, dă-ți drumul la mâini. John, ne-a venit mâncarea, noi ne punem să mâncăm. Hai mă să mâncăm, poftă bun. Asta-i baza. Noi tocmai ce am mâncat și acum ne îndreptăm către drum. Ce zici mă, reușim să coborăm muntele ăsta sau ne dăm bătă? Mâine. Mâine? Da. Da, te-a luat durerea de picioare, nu? Puțin. Hai să mergem la drum. Hai să mergem. Jonathan, coborăm, a? Păi da. Și pe aici, pe unde face John poză, pe unde trecem noi, o să vedem un lac artificial care e super mișto. De acum mergem să vedem acest lac și după ne continuăm de drum, pentru că trebuie să coborăm o dată muntele ăsta. Andrei, ce zici, mă, mai reziști? Mai rezist. Normal, hashtag rezistăm. Ăsta este și lacul artificial. Pare un nial, sincer. Ar merge niște poze de alea de poveste. Băi, e tare coborârea asta, zine, mă. Chiar îmi place. Și drumul ăsta din spate, care e foarte, foarte lung, ne duce chiar jos, așa că haide să-l urmăm. John, și în timp ce coboram am ajuns la Buturugă, așa că o să vă arăt un peisaj mișto. Acum să ne continuăm drumul și să coborăm. Ia John, ce peisaj avem la noi în țară, uite. Hashtag mândru că sunt român. Mamă, ce obosită a fost. Dai mă că a meritat, bă, John. În sfârșit, bă, mă ajuns. La Coteț, aici. La Coteț, la Andrei. La Coteț, nu. Eu tocmai am ajuns în cabană. Ăsta a fost episodul de azi. Cu voi a fost Gabriel Dorban. Pa!